Seara vrem să fie o seară de rugăciune, da? Mai ales acum ne apropiem de sărbători, vrem vineri seara să fie o seară specială de rugăciune în care să biserica e chemată în casa Domnului la rugăciune. Apoi, duminică, programul este ziua de sărbătoare, normal, de duminică și luni, a doua zi de Paști, este tot la fel programul identic cu cel de duminică. Eu, împreună cu familia, nu o să fim în această perioadă, aici, în casa Domnului, pentru că suntem plecați pentru câteva zile în perioada asta în Germania, dar am vorbit și cu fratele păstor, am rânduit frați care vor fi în fiecare program care se vor ocupa de slujire, împreună cu frații noștri de aici local, ei sunt cei care vor conduce programul, împreună cu invitații care vor fi. Cei care vor fi invitați în această perioadă sunt toți frați de-ai noștri care noi colaborăm, care noi lucrăm în lucrare și așa că ne dorim ca și aceste zile de sărbătoare să fie o binecuvântare pentru biserică în locul acesta. Așa că